Românii vor călători fără viză. O nouă țară elimină vizele pentru România de la 1 iunie. Guvernul Thailandei a adoptat o decizie istorică, incluzând România pe lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai avea nevoie de viză pentru a intra în țară. Această mișcare vine în contextul unor eforturi de a stimula industria turismului în Thailanda și va fi implementată începând cu 1 iunie 2024. Guvernul Thailandei extinde privilegiile de intrare pentru cetățenii români. Guvernul Thailandei a luat o decizie majoră pentru industria turismului, anunțând că a inclus România pe lista țărilor ai căror cetățenii nu vor mai avea nevoie de viză pentru a intra în țară. Această inițiativă vine la scurt timp după ce românii au fost informați că pot călători în Turcia doar cu buletinul. Scopul acestei măsuri este de a stimula turismul în Thailanda și va intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2024. Noua politică de vize: facilități pentru turiști și studenți. Această schimbare vine în contextul aprobării unei serii de noi prevederi privind vizele, menite să atragă mai mulți turiști. Până acum, românii puteau obține vize pentru Thailanda fie online, fie direct de pe aeroport însă acestea erau valabile doar pentru 15 zile. Cu noile modificări, se va acorda o vize de 5 ani pentru sejururi de până la 180 de zile, cu posibilitatea de prelungire cu încă 180 de zile. Kaiwa Haronke, purtătorul de cuvânt al guvernului Thailandei, informează că studenții străini care vin în Thailanda pentru studii superioare vor avea posibilitatea de a rămâne în țară încă un an după absolvire. Acest lucru le oferă șansa să-și găsească locuri de muncă în Thailanda în timp ce își continuă experiența de viață și educația. Studenții străini pot beneficia de oportunități de muncă și de stabilire în Thailanda după încheierea studiilor lor. Ei își pot găsi de lucru în perioada prelungită, mai ales în domeniile în care avem nevoie de personal, a spus purtătorul de cuvânt. Oportunități pentru călători și profesioniști Caiua Haronke, purtătorul de cuvânt al guvernului thailandei, a subliniat că noua politică privind vizele este concepută pentru a atrage diverse categorii de vizitatori. În declarația sa, el a explicat că această măsură nu se adresează doar turiștilor obișnuiți, ci și unor grupuri specifice. Oaharunke a menționat că politica este destinată nomazilor digitali și lucrătorilor la distanță, adică celor care lucrează online și pot lucra de oriunde în lume. Pentru aceștia, Thailanda devine o destinație atractivă, oferindu-le oportunitatea de a experimenta cultura și frumusețile țării în timp ce își desfășoară activitatea profesională. Această măsură vizează nomazii digitali, lucrătorii la distanță și liber profesioniștii, precum și pe cei care doresc să învețe Muay Thai și bucătăria tailandeză. Ei pot învăța și pot vizita locuri, a declarat Kaiwa Haronke. Extinderea serviciilor consulare. Pentru a facilita implementarea noilor reglementări, guvernul thailandez a aprobat și extinderea serviciilor de solicitare a vizelor electronice la consulatele și ambasadele thailandeze. Numărul acestora va crește de la 47 la 94 de locații, începând din septembrie. Aceste măsuri aprobate de Thailanda urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 iunie 2024. Vizitatorii cu vârsta de peste 50 de ani care doresc vize de lungă ședere trebuie să aibă în prezent o asigurare de sănătate. Prin aceste inițiative, Thailanda speră să-și întărească industria turismului și să atragă un număr mai mare de vizitatori din întreaga lume.